8 octombrie. Octombrie cu C. 8 octombrie. 8 Cristi, 8 opt. Octombrie. 8 octombrie. 8 octombrie. Mă, nu mai țipa, mă. Hai Cristi, încă o dată. Hai, încă o dată. 8 octombrie la Pala Salatului. La Sala Palatului. Oameni buni, îmi face o deosebită obligație să-l invit aici pe omul serii și al seringilor cu steroizi, Marian Godină! Cu numărul 25, Marian Godină. Marian Godină lucrează ca polițist. Front double biceps. Hai să vedem. Bună seara. Aș vrea să încep prin a vă mulțumi că ați venit aici în seara asta. Se pare că-mi iese. Trebuie să recunosc că am foarte mari emoții, cam ca orice polițist ca atunci când intră într-un teatru. Da. Nici nu vorbisem să zic astea. Da. Altceva. Uitându-mă la voi și văzând sala atât de plină, am tras o concluzie. În România, atunci când un polițist merge la teatru, 400 de oameni vin să vadă chestia asta și mai și plătesc un bilet. Mi-am luat pachetul ăsta de șervețele cu mine. Acum să văd, în funcție de cât de buni vor fi băieții, mă voi șterge cu ele pe față sau la cur. Nu că ar fi mare diferența. Bun! Foarte frumos! Foarte frumos! Incredibil! Cum? Cum a ținut minte atâtea cuvinte? Este extraordinar! Acum o să... Șervețele sunt pregătite. Marian! Ai uitat! Domnul Godină! Gabore! Ghiocel? Curcan? E puțin, nu neapărat ironic, dar faptul că facem rostul unui curcan, e... Înțelegeți unde bat? Sper că nu te superi, ai brațul foarte mare și eu sunt prea aproape. Dar să știi că eu despre tine n-o să zic de rău, pentru că o să tot vin, ei vin și pleacă, așa că la mine e mai cu risc. Dar să știi că mi se pare că ești un băiat deștept. Asta chiar pot să zic. Știu că nu înseamnă nimic venind de la mine chestia asta. E ca și cum ar spune cineva, nu știu, dacă ar spune despre cineva că e amuzant Banciu. Adică e... Teoretic e un compliment, practic nu înseamnă nimic. Dar ești un om ok și tot ce ai făcut, ți-am și citit cartea. E foarte... Glumesc, n-am citit-o, dar... Sunt convins că sunt oameni... Hai să aplaude cine a citit cartea domnului Marian Godină. Incredibil ce oameni drăguți. Puteam pur și simplu să zic adevărul, dar au ales să fie drăguți pentru că este seara. Eu nu o să zăbovesc mult. Să știi că nu zic nimic rău de tine. Poate am zis până acum. Eu vreau în schimb altceva să fac în seara asta. Vreau să-ți fac un număr de magie care sunt convins că o să-ți rupă capul. Și vreau să, cu această ocazie, să și îl duci mai departe la colegii tăi, să-i dai pe spate și ei. Ești pregătit? Trebuie să fii foarte atent, da? Ca să înțelegi. Bun. Deci, te uiți atent, da? Și voi să vă uitați. Ok, gata? Bun. Deci, asta e stânga, asta e dreapta, da? Le amestec. Care e stânga, care e dreapta? Nu ți se pare incredibil? Ok, și acum bagă mâna stângă în buzunarul stâng. Aia era stânga. Data viitoare scrie glume, nu... Bun. Să mergem mai departe cu... Tu mi-ai zis că e bună asta, nesimțitule. Hater.
Să trecem la primul roster în seara asta. Primul roster este Cristi Popescu. Cristi Popescu, care este, sincer, mi se pare un fel de MVP, așa, al rosterilor, pentru că mereu a fost, a dat-o foarte bine și a fost foarte bun, ceea ce... Adică, el e bun, dar mi se pare parcă a fost foarte bun pentru el. Adică, a fost așa puțin. Nu știu dacă știți, dar în comedie e foarte importantă surpriza, elementul de surpriză, știi? Aia face să fie o glumă bună, foarte bună. Și de-aia la Cristi Popescu mereu e chestia aia, de unde a scos-o prost? Știi, cum a pus chestii cap la cap? Știi? Eu, dacă fac eu o glumă bună, te aștepți. Adică e... Bă, na, e Vio. Dar în schimb ăsta, știi, ca și cum ar juca Simona Halep tenis cu un handicap. Știi, când dă un punct bun Simona Halep, e Simona Halep, știi? Dar când dă bine handicapatul, băi, incredibil. Așa că vino și surprinde-ne din nou Cristi Popescu! Mulțumesc, Vio! Avem aici 9 comedianți și cel puțin 26 de podcasturi. Viorel Dragu. Cu disul său, Viu a distrus armonia dintre cluburile de comedie, a băgat zâzanie în speakerii motivaționali și anumite voci spun chiar că el ar fi în spatele Brexitului. Și toate astea ca să distragă atenția de la faptul că după atâția ani de comedie e singurul fără special. Vio e singurul bărbat pasionat atât de UFC cât și de horoscop. Se uită doar la meciurile în care oponenții au zodii compatibile. Tom Alexandru, singurul om care are strungăreață între ochi. Toma e ca un baton de sneakers, deși e mic, e cumva prea mult. Sergiu Floraia. Sergiu s-a apucat de jiu-jitsu ca să învețe să se apere de heterosexuali. Sergiu e foarte cunoscut în industrie. Când eșuezi în ceva, se spune că ai făcut-o de Floraia. Sorin Pârcălab, omul care cere extra ananas pe pizza. Sorin pune cel mai mult suflet și pasiune în meseria asta, e un fel de floricica dansatoare a stand-up-ului românesc. Sorin suferă de ADHD, e super agitat și are attention span-ul unui pește de acvariu coxat care așteaptă rezultatele la bac. El știe că suferă de ADHD, dar nu poate să zică. Dan Frânculescu, dovadă vie că Cernobâlul chiar s-a întâmplat. Dan e și singur. Dan e atât de singur că sună la anunțurile cu vânt de europaleți doar ca să audă o voce de om. De când s-a apucat de stand-up, a devenit dependent de aplauze, de asta se pune la coz la moaște și strigă că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Vocea lui Frânculescu e atât de groasă încât Mincu a încercat să o fută. Costel Bojoc. Fiind actor, îi place să joace diverse personaje, dar a avut proasta inspirație să limite de 3 ori pe Cristi Borcea și s-a nenorocit pe viață. În caz că n-ați observat, deși e imposibil, e și Cosmin Nedelcu aici, cunoscut sub pseudonimul Spaima Corzilor de Bungee Jumping. Numele lui de indian ar fi Taj Mahal. Ha, 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 ha.
Mersi. E aproape la fel de gras ca pensiile speciale ale polițiștilor. Curierii Glovo grăbesc pasul când îl văd pe stradă. După ce a discutat cu mai mulți producători de instalații sanitare, a decis că e mai bine să-și facă acasă WC-ul turcesc. Iubita sa din Republica Moldova s-a îndrăgostit de el pe loc, când l-a văzut în parc. Era leșinat pe o bancă după o scurtă alergare și niște copii i-au scris cu spray-ul pe spate Basarabia e România. Alexandru Banciu. Banciu e atât de sărac că la el în cartier nu mai sunt porumbei. E așa sărac că el făcea glume cu prețuri cireșelor înainte să fie scumpe. Dacă în Ucraina un comediant a reușit să devină președinte, sunt șanse mari ca la un moment dat și Banciu să reușească să-și plătească întreținerea. Bun, și ajungem la invitatul serii, Marian Godină, polițistul cu aspect de recuperator. Ca orice polițist, în fiecare dimineață se uită în oglindă și se consolează spunând, măcar nu-s jandarm. Marian arată ca și cum fața lui face ridurile pe interior. În loc să adopte un urs, că sunt atâția urși care n-au ce mânca în Brașov, a cumpărat o alpacă, un animal la fel de exotic ca un polițist fără burtă, și a luat alpaca în interes de serviciu că avea nevoie de un ierbivor ca să identifice mai ușor babele care vând ilegal pătrunjel în Piața Sfatului. După ce identifică babele nelegiuite, Godină le face percheziție corporală și apoi își miroase degetele. I-a pus numele alpăcii Pablo, clar o trimitere la celebrul interlop Pablo Escobar. Dacă Marian își iubea cu adevărat țara, putea să-i pună numele Nuțu. Iubita lui e foarte drăguță, cel puțin nota 9 față de el, care e maxim un 6, cel puțin așa spune ea când se apropie Godină de casă, 6-6. Mulțumim că ai acceptat să faci asta și că ai schimbat puțin percepția asupra poliției, renunțând la burtă. Atât de la mine. Wow! Toată lumea îl felicită, ai fost foarte bun, mi-a crescut în ochii noștri, ești foarte tare și mai ales cu barba aia de Dan Bilzerian, ești fix acolo unde trebuie. Mersi tu! Bun, mergem mai departe la Alexandru Minculescu. Alexandru Minculescu e, se pare că e cel mai hustler om din comedia românească, cel mai PIMP, mi se pare așa. A văzut Minculescu, bă, începe să meargă treaba cu comedia asta, Maria, du-te și vezi care e faza cu comedia asta. S-a dus Maria, a venit, am câștigat 20.000 de euro la umor, ce ai făcut tu? Scuze, noi am câștigat. Okay. Vezi că facem turneu național, dar Young Kids, să nu te prind cu aere de vedetă. Așa că, știu că nu sunt Cristi Popescu. Și nu o să mai încerc, o las aici aplauze pentru Alexandru Minculescu! Mulțumesc, bine v-am găsit. Mă bucur să fiu alături de acești oameni minunați și cei de pe scenă. Legenda spune că la un moment dat Costel și-a dat drumul în timp ce se descărca un film porno. Costel are 3 copii din 3 partide de sex neterminate, din punctul ei de vedere. Banciu e un prieten foarte vechi, ne știm de pe vremea când era foarte bun în ceea ce făceam. Puțină lume știe asta, dar fosta iubita lui Banciu este actuala iubita lui Micuțu.
Da, e adevărat. Serios, e adevărat, pentru că la un moment dat a fost întrebată: doriți mare pentru 5 lei în plus? Dar chiar e un bărbat sensibil. Banciu, dacă ar fi o floare, ar fi bășina porcului. Și dacă n-ar fi o floare, ar fi bășina porcului. Viu este cel mai vechi opener din România. Viu e din Buzău, Micuțu e din Focșani și Costel e din Bacău. Eu am crezut că în spate avem catering, dar am înțeles că toți trei au primit pachet. Viu nu trebuia să meargă în turneu cu cei de la Comics. Întâmplarea a fost că el făcea BlaBlaCar fix în perioada aia. Omul care a dus comedia la un alt nivel, Micuțu, sau cum îi zic prietenii, hai cu aia, te-ai supărat? Micuțu a putut să vină în seara asta pentru că probabil n-a găsit altă sală liberă să facă un rost mai prost. Serios, m-am uitat la rostul lui Bendeac, a fost pentru prima dată când show-ul părea mai tragic decât cauza pentru care a strâns bani. Asemănarea dintre Micuțu și Dan Frânculescu e că, într-un fel sau altul, amândoi arată ca o șaorma care nu-i legată bine. Tom arată ca și cum Chucky s-ar fi cumințit. Tom e atât de mică, s-a certat cu băiatul lui Sergiu pe aceeași fată. Și până la urmă a combinat-o Sergiu. Sergiu scrie foarte bine, dar livrează atât de prost că ăia de la Fan Curier l-au ca exemplu de așa nu. Un show cu Sergiu e ca atunci când vine în vizită un prieten căruia îi put picioarele. Nu-i zici nimic, aștept doar să plece. Cristi Popescu, acest Iohannis al stand-up-ului românesc, are energia atât de jos că zici că face dicție, nu stand-up. Pe Cristi îl recunoști dintr-o mie de femei. E ăla care pare că se masturbează în gând. Sorin este din Marghita. Nu trebuie să căutați pe Google. E de la țară. Dar acum e ok, e în București, are o familie. Prima oară când a fost în luna de miere, Sorin a fost la Strand, la Ciurel. Sorin a fost astăvară la All Inclusive în Bulgaria și a crezut că asta înseamnă că îi dau și șnițele pentru drum. De stand-up s-a apucat în 2008, când au picat în cap șantierele. Nu cred că am uitat niciun comedian. Așa, acum să zic de Dan Frânculescu. Dan Frânculescu, acest om care nu ți-e clar dacă mai prinde și ziua de mâine. Are 38 de ani și tot viitorul în spate. Dan Frânculescu arată ca și cum cineva l-a dezosat și l-a pus la uscat pe Micuțu. Și acum să trecem la omul serii, Marian Godină, acest scriitor pasionat de poliție. Dacă Marian o să ajungă la pușcărie, o să scrie o carte, Flash-uri din dușul opus. Te felicit, ești un om corect și curajos. Marian este atât de corect încât și-a amendat soția pentru că i-a tras-o pe dreapta. Oricum, te apreciez foarte mult, fizic te-ai schimbat foarte mult în ultimii ani, e și normal să arăți așa când ai meseria pe care o ai, nu știi niciodată când se ia un scriitor de tine. Ultima oară când Marian a fost la o nuntă, a pus darul într-un talon. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și te felicit pentru tot ce ai realizat până acum. Îți doresc să ai mereu curaj și răbdare, să te piși împotriva vântului, după cum tu ai spus. Ești un exemplu că se poate pentru noi toți, ești un exemplu că se poate. Trebuie doar să știi cum, să ai răbdare, să-ți
măsori acțiunile, dar se poate să dai șpagă când oprește poliția. Felicitări, Marian, și mulțumim. Ești bun tare. Să așteptăm să vină înapoi fata asta. Cât poate să fac? Marian, cum ți se pare până acum? A, ți-am zis Marian, scuze. Marian, cum ți se pare până acum? E ok. E ok? Cine ți-a părut cel mai rău? Din ăștia doi? Costel are fața așa de... Da. Costel, săracul, mă întreba în backstage dacă am cumva bastonul la mine. Da, să simte puțin intimidat Costel de tine. Îți dai seama ce încredere în sine are dacă s-a gândit... A, Costel e praf! Nu! S-a gândit el că mi-ar trebui baston să-i fac ceva. Ei, vedeți, mă? Și tu voiai să nu mai vii, Costel. Mergem mai departe, trecem la Toma Alexandru. Toma Alexandru, singurul om de aici care mă sperie efectiv. Nu știe, adică arată prietenos, dar în același timp, Jesus, pare genul de om care te încuie într-o pivniță și mănâncă din tine cu bețișoare chinezești, așa, mai... Și în același timp te și desenează. Dar ești un om extraordinar. Și acum gluma cu ochii tăi depărtați. Că trebuie să ai, la orice rost, trebuie să ai gluma cu ochii depărtați al lui Toma. E, da, în fine. Toma are ochii atât de depărtați pentru că la noastră au fost doi frați siamezi și au tăiat pe jumătate. Și it's funny! Toma Alexandru! Haide, vino cu așa! Mulțumesc, Vio! Îmi place să cred că Vio este prietenul meu atât cât poate un comedian de succes să fie prieten cu Vio. Vio a dat un interviu, dacă nu știți, într-o revistă intitulat Stand-up, glume și antreprenoriat. În aceeași revistă în care urmează să dea și Costel un interviu despre planning familial și Micuțul despre importanța unui stil de viață sănătos. Care e asemănarea dintre Vio și un urs? Și ursului pur și simplu îi se întâmplă viața. Sergiu, ne știm de foarte multă vreme, nu prea mai am ce să zic despre Sergiu. Dacă aș putea să sar peste Sergiu, m-aș preface că am greșit săritura și am dat cu pula peste ochi. Asta. Nu vreau să zic că Micuțul e plin de el, dar acum, sincer, de ce nu e plin Micuțul? Nu sunt multe lucruri pe care Micuțul nu le-a băgat în el, inclusiv aceleași degete care au fost și în Banjo. Care e diferența dintre Micuțul și un urs? Un urs nu poate să mănânce un Micuț întreg. Alexandru Minculescu. Pe Mincu nu l-am adus neapărat că e amuzant, dar trebuia să-l treacă cineva strada pe Banciu, care încă nu înțelege culorile la semafor. Am văzut pe internet că e nașul unor fetițe drăguțe și mi se pare că să-l ai pe Mincu părinte spiritual e ca și cum l-ai avea pe Sorin, profesor de dicție, pe Cristi, speaker motivațional, sau pe mine să-ți explic cum funcționează curentul. Care e diferența dintre Mincu și un urs? Ursul nu râde el însuși la absolut toate glumele pe care le scrie Coaie. Banciu. Pe Banciu l-am adus la insistențele lui Dan Frânculescu, din același motiv din care astronauții poartă costum în spațiu, să mai ai un strat de protecție între tine și zero absolut. Banciu este co-creatorul canalului de YouTube care se numește Ceva Bun. N-ați auzit de el, probabil. Numele a fost ideea lui. Asta după ce colegii au respins variantele Mărunt Bun, Niște Ceva și Între Ceva Bun.
ce au în comun Banciu și un urs? Pe Dumitrița. Șoptiți-vă între voi cine e Dumitrița. Costel este, Costel e fix cum ar fi Iisus dacă s-ar întoarce pe pământ a doua oară, dar când s-ar întoarce ar fi dat cu capul de o bară ceva. Și acum într-o zi e, iubiți-vă între voi, tot o să fie bine, și a doua zi e, totul e de căcat, bagă-ți pula Hristosuși. Pentru că, după cum am mai zis într-un rost chestia asta, fosta prietena lui Teo este actuala prietena soția lui Costel. Și Costel de regulă își scrie singur materialul, dar în cazul ăsta se poate spune că a furat o glumă de la Teo. Asta îmi place, asta îmi place să aud. Nu aplauze. Aia mai întreba făcut. Care e diferența dintre Costel și un urs? Până și un urs știe să o scoată la timp. Cristi Popescu. Cristi Popescu are atât de multe glume cu căcat, încât se poate spune că e omul care a pus haz în hazna. Când îl văd, de fiecare dată când îl văd, îmi vine să-l scutur și să-l bag la loc în pantaloni. Dan Frânculescu este... Dan Frânculescu e ca o panacota. Nu-mi place panacota. Dan arăs ca genul de om care se plânge că s-a stricat vama, dar și ca motivul pentru care s-a stricat vama. Frânculescu a fost adus în grupul nostru de către Sergiu și e de înțeles, pentru că amândoi arată ca și cum s-au întâlnit pe internet pentru că s-au prefăcut că-s copii. Și amândoi au încercat să mă agațe pe mine. Care e diferența dintre Dan Frânculescu și un urs? Nici un urs n-a venit beat în turneu la 4 dimineața să-mi bată la ușă ca să-mi arate pula. Și Marian Godină, mulțumim că ești aici. Mă simt ca la rostul lui Dorian Popa, pentru că și Marian are pe el mai mulți mușchi decât tundra. Diferența între ei este că Marian a scris mai multe cărți decât a citit John. Marian trage de fiare din clasa a patra. Adică deja de vreo 3 ani. Și la final, care este asemănarea dintre Godină și un urs? Nici un urs n-a putut o alpaca. Marian, mulțumim că ai acceptat această provocare și vă rog încă o dată aplauze pentru omul care arată și vorbește ca și cum un portret robot a prins viață. Vă rog să-l... Mulțumesc! Am venit eu iar. Am... trezvin tot timpul după fiecare. Și aiurea, că îmi plăcea show-ul ăsta. Și stau acolo, cine urmează? În fine. Dar mi-am dat seama că nu s-au făcut multe roasturi, adică s-au făcut multe, dar câteva bune, dar e tot timpul această constantă, sunt oameni cu mușchi. Ați observat? Nu? Ce a fost Dorian Popa, a fost Alex Velea anul trecut și acum, da. Doroftei. Ce o să urmeze? Sigur nu roastul lui Micoschi. Trebuie să mă odihnesc după gluma asta. Cum? Cum le-a pus cap la cap? Parcă-i Cristi Popescu. Du-te în moarte! Scuze, avantajul că putem tăia orice din rostul ăsta. Când o să iasă și voi o să spuneți cuiva, ai văzut rostul lui Marian Godină? Și da, eu am fost acolo. Mă, deci am fost... În fin. Nu știi ce au tăiat. Dar mergem mai departe cu Dan Frânculescu. Dan Frânculescu mi se pare că el e trapperul comediei românești, pentru că nimeni nu înțelege ce zice, dar cumva prinde la oameni. Dan Frânculescu, aplauze pentru el!
Salut, Marian. Salut, oamenilor. Începem cu Banciu. Nu prea știam cine e. Pe Banciu nu-l interesează banii, de-aia e sărac. Banciu e genul de om care bea ca să uite ce bea. Sergiu face jiu-jitsu pentru că a vrut să vadă și el cum e să stai deasupra unui bărbat. Și e atât de bun la jiu-jitsu încât are centura galbenă și pantalonii maro. Uite că mai am la Sergiu. Contrar aparențelor, Sergiu și-a impresionat iubita cu un gest romantic după partidă de sex. I-a scris în oracol. Fac o mică pauză, regia, producția, schimbați și voi plosca lui Viorel, vă rog. Vio, nu știu dacă l-ați văzut, dar pe scenă Vio e ca un cur de bătrân din Italia. E mereu șters și de când în când mai scoate zgomote amuzante. Dacă toți suntem aici, recunosc că sunt puțin îngrijorat apropo de sănătatea copiilor lui Vio, că el le-a dat de mâncare și lui Micuțu și uitați cât a ajuns. Îl avem în seara asta printre noi și pe Alexandru Popovici Mincu. Alex Mincu, dovada vie că în spatele unei femei puternice e un bărbat care nu se vede. Mincu e căsătorit cu Maria Popovici. Chiar am fost la ei la montă, la nuntă. Altfel, Mincu e singura persoană pe care o știu care a cerut pe cineva în căsătorie cu un inel gastric. Costel, această corcitură dintr-un hipiot bătrân și o lesbiană șomeră. Jur, zici că ia Damilea după o săptămână de steroizi. La cum arată Costel, dacă mi-ar cere bani în fața la supermarket, i-aș da un sandwich. Asta o chestie pe bune. Costel s-a înscris la Centrul Spiritual Solisis, unde citez. Citez dintr-un filmuleț cu el. Am înțeles mai amplu învățăturile lui Iisus Hristos, am învățat mai mult despre cele două părți din mine și despre forțele care mă guvernează. Bă, da, să desfaci un prezervativ, n-ai fi învățat în pula mea. Oricum, Costel nu folosește prezervative pentru că în București nu se găsește sortimentul pe care îl folosea Moldova. Prezervativul cu aromă de pulă curată. Am vărsat și apa. Ai vărsat, te-ai pisat. A dus dreacul, da. Toma, ce faci, Toma? Ai mâncat piureuțul? Merge treaba? Să mănânci din margine, să nu te frigi, știi cum te-am. Toma, bărbatul care orice pantalon ar purta, pare că sunt boyfriend jeans. Nu, dar sunt răutăcios. Știți cum se spune? Haina nu-l face pe gnom. Toma arată ca și când maică s-a strănutat prea puternic când era în luna 5-a. Și o glumă despre ochii depărtați al lui Toma, că trebuie. Ochii lui Toma, sau ce se întâmplă când copilărești vis-a-vis de două cofetării aflate la 200 de metri distanță una de alta. Dar avem în seara asta aici pe Micuțu, omul pentru care orice felație ieși un pic de liposucție. Bă, dar nu fiți. A slăbit foarte mult. Și ca să inspire și pe alți oameni, Micuțu a scris o carte, o metodă, cum să scap de 45 de kg într-o zi. Îl concediez pe Radu Bucălaie. Lui Micuțu îi plac tatuajele, dar își face tatuaje destul de rar pentru că îl costă foarte mult schelele. Deși un om de succes, Micuțu a făcut și unele greșeli în carieră, de exemplu a acceptat să apară în emisiunea În puii mei,
Dar a apărut acolo pentru că era convins că după filmare îi rămân lui puii. Sorin, amicul meu Sorin. Mă, Sorin fiind mai de la sat așa, nu știu cum să mă adresez lui niciodată. Nea Sorin, Nea Pârcălab, Neandertal. Sorin e electronist și pronunță mereu ceva ce Popescu nu mai pronunță de foarte mult timp. Amperi. Aveți, Sorin, un exemplu foarte bun pentru noi. Pe 10 august a plecat ultimul de la protest pentru că nu reușea să termine de scandat lozinca. Era... Cristi e singurul om care atunci când îi se face dor mă roagă să mai aduc și lui un pic de mătreață să mai vadă și el cum e. Ah, Marian Godina. Mă, Marian, știi că am vorbit de caritabil, chiar n-avem bani, nu o să, n-o să fie, dar vorbim după, ne descurcăm. Îmi dai actele, îți dau actele, facem cumva. Oricum, băi, Marian Godina la un roast, serios, omul ăsta chiar vrea să ceară spor de rușine când ajunge acasă. Nu zic că e ușor țăran Marian Godina, dar l-am cazat la un, aici, în centrul capitalei și primul lucru pe care l-am întrebat la recepția hotelului a fost cât are de mers de la hotel până la WC-ul. Știți cum de l-are Godina pe Pablo? A vrut să-și comande online un costum de la Apaca, dar a scris ca un polițist. Mai cu serios, felicitări, chiar am încercat cartea și a fost foarte ok. Dar dacă îmi permiți o observație, o chestie care nu mi-a plăcut la ea, e că n-are aromă de piersici. Deci momentan o să rămân tot la țeva. A, chiar, Mariane, ai corpul ăsta lucrat, ești bronzat, ai uniformă, ai cătușe și mai ai și fața aia. Tu sigur nu ești stripper la discoteca din Râșnov? Legenda ne spune că de câte ori un șofer pierde un punct de pe permis, acel punct apare pe fața lui Marian Godina. Mă, nu râdeți că omul și-a lucrat tot corpul, bice, strice, spate, a făcut orice ca să atragă atenția de la fața aia, dar până la urmă a găsit cea mai bună soluție, s-a transferat la mascați. Iar ei l-au acceptat instant, că nu știu dacă știți, dar mascații nu se descurcă fără berbec. Godina e și un bărbat curtenitor, am aflat cum și-a cucerit actuala nevastă. Godina i-a zis, vin și eu pe la tine diseară pe acasă. Ea a intrat în joc și i-a răspuns, ai mandat? El a zis, da, mandat cu dezodorant. Și pe plover mandat. Marian Godina e și un mare filantrop, chiar dacă nu știe ce înseamnă cuvântul. Bă, asta e pe bune. Omul ăsta le-a dus apă oamenilor afectați de inundații în Zizin. O să mai zic o dată chestia asta, vă rog eu frumos. Deci Marian Godina a dus apă oamenilor afectați de inundații în Zizin. Bă, Mariane, e ca și cum le-ai duce unor oameni prin sub dărâmături un joc de Tetris. Marian Godina are mai multe poze cu Pablo în brațe la Brașov. Oficial, alpaca aia stă la poalele tâmpului. Godina săracu și-a luat alpaca pentru lapte, dar abia după al 10-lea a machiat-o și a dat seama că e mascul. Mersi că ai venit, Marian, și am un singur rugăminte să nu iei prosoapele de la hotel când ne certăm cu oamenii ăia. Wow! Nu știu cum, cum vi se pare. Pleci? Ai văzut. Ai văzut ce se întâmplă acolo și nu e. Nu e. Faci un copil, Costel? Nu e pentru tine. Eu nu fac copil, vin imediat. E, nu știu, până acum a apărut că, sincer, nu e neapărat despre tine în seara asta, cât mai mult despre ei. Nu așa că parcă te simțeai puțin, bă, dar e seara mea. Nu? Mai mult ești, parcă ești pizza din filmele porno, știi? Un pretext să ne futem noi, între noi. Cam asta mi se pare, că toată lumea așteaptă. Cât uite, a, și Marian e aici? Marian, ești polițist. Așa, bun. Mergem mai departe la Sergiu Floroaia. Sergiu Floroaia, știți pe Sergiu Floroaia? Să-l vezi... Scrie acolo sus. Să mergi la un show de stand-up cu Sergiu, e ca și cum te duce la grădina zoologică. Adică plătești, îți place, dar știi că să chinui animalele alea acolo. Adică ai așa un sentiment, bă, dă-l
dă-le drumul, mă, să nu se mai chinuie aici, știi? Sergiu Florai, aplauze pentru el! Mulțumesc, Vio! Pe scurt, Vio, ești norocos, ai avut noroc să fii în gașcă cu Teo și Costel, ai avut noroc că te-ai apucat de stand-up când nu erau standarde, ai avut noroc să prezinți show de seară, pe bune sunt căcați care vor să calce în tine. Apropo de căcați, Costel, acum ai trei copii, faci copii de parcă depui o cerere. La un moment dat, la un show de la Arad, ți-ai luat o sticlă în cap. De asta următorul special l-ai numit De ce v-am chemat aici? Iar la show de la Sala Palatului a stat atârnat de niște sfori. Mi s-a părut ciudat, eu știam că Vio e atârnache. Apropo de atârnache, Banciu, ești pentru comedie ce e Concordia Chiajna pentru Champions League? Mincu, singura realizare a ta e că stai în umbra Mariei, ceea ce nu e greu. Eu și cu Mincu semănăm foarte mult, avem părul lung, avem cioc, avem HPV de la Maria. Și apropo de oameni cu HPV de la Maria, Sorin nu e isteț cât e puternic. Omul dă găuri în pereți cu bormașina oprită. Noi avem clubul la Unirii, Micuțu are clubul la Victoriei. Sorin țipă atât de tare că uneori se râde și la The Full. Toma arată de parcă Tyrion Lannister ar fi făcut un copil cu un copil. Toma este omul care a dus comediei din România ceva în plus, un cromozom. N-am ce să mai zic despre el, e prietenul meu, 10 pe linie. Atât are pula dacă măsori. Apropo de puli mici și orgolii mari, e și Micuțu aici. A venit și Micuțu aici că l-a văzut pe Sorin pe afiș și a crezut că mergem să mâncăm la Cocoșatu. Da, Micuțu e gras, nu știu dacă sunt. Și Sorin și Dan amândoi sunt cocoșați, împreună fac de o cămilă. Gata gulgumele despre Micuțu, că am auzit că la un moment dat a suferit de depresie până i-a venit pizza. Serios, tu, ca să ajungi ce ești acum, ai făcut un pact cu diavola. Ești atât de gras că i s-a sculat pula lui Mincu. Apropo de puli, Cristi Popescu. Arăți ca un deodorant de la Cubilă. Șamponul tău preferat este Shoulders. Fața ta arată tot timpul de parcă te-ai bășit și aștept să vezi dacă simte cineva. Apropo de subt, Dan are vocea unui interlop trezit din somn de mascați. Nu vreau să zic că bagi prea multe droguri și ești paranoic, dar când ți-am zis că ai un timbru aparte, ai răspuns, nu e al meu, să moară mamă. Marian, mulțumim frumos că ai venit, mulțumim frumos că ai dat curs somației. Godin are mușchi, e celebru, nu-i foarte inteligent, cred, așa că eu am reciclat glumele de la rostul lui Velea.
Doar am înlocuit țigan cu țăran. Marian are 4 frați, cred că pătasul îl cheamă Costel. Tu ai scris o carte care se numește Flash-uri din sens opus, titlul inițial fiind Semne că-s pe invers. Ai o carte pentru copii care se numește În misiune cu Marian, care are și varianta pentru adulți, În Marian cu misiune. Dar știi să scrii foarte bine pentru un polițist, cum Costel miroase foarte bine pentru un moldovean, Micuțul arată foarte bine pentru un obez și Toma e isteț pentru cât de proastă-i măsa. La fiecare postare iei 1000 de like-uri. Vezi unde puteai să ajungi, Banciule, dacă erai doar un pic mai prost? Da, Marian Godină s-a căsătorit de curând cu o fată foarte drăguță, foarte drăguță. Dar el e așa urât că la nunta lor el a purtat voalul. Am auzit că soția ta e studentă la filozofie, tu ești polițist. Vă dați seama ce discuții profunde au? Despre ce pula mea vorbiți? Despre nemurirea pulanului? Am văzut poze cu voi de la nuntă, nu știu dacă soția ta pare foarte tânără sau doar tu pari foarte pedofil. Râdem glumind, dar arăți foarte bine. Ai putea fi model la o prezentare de cagule. Omule, fața ta are mai multe găuri decât prezervativele lui Costel. Dar în concluzie, am văzut că ai fost atacat dur de mulți oameni precum Mălin Bot, Victor Ciutacu, Mircea Badea. Deci trebuie să fie ceva ok cu tine în cazul ăsta. Mulțumim mult că ai acceptat să faci chestia asta pentru cauză nobilă. Mersi frumos! Bun, acum că a plecat... Că a plecat Micuțu, bă, voi sunteți nesimțiți. Bă, dar ce, tu, în continuu? Tu n-ai fost, nu știu, mă uit la tine. Știu că e gras, și el știe că e gras? Nu-i vina. Mergem mai departe? Cosmin Nedelcu, mare om. He's going. Bă. Deci, vă rog eu, la final, cine mai e? Sorin, Costel. Ai? Vrei? Și a venit și Micuț. Bun, mergem mai departe și am ajuns la Sorin Pârcălab. Sorin Pârcălab, nu știu, ai vrut să aplauzi? Ok, așteaptă. Dacă l-ați văzut pe Sorin Pârcălab în ultimul timp la stand-up, sincer, personal mi se pare că e... Practic, cred că e cel mai bun comedian din țară, dacă se strică mașina. Dar chiar e. Deci, pot zic că rupe la stand-up, dar cu toate astea, cariera lui nu pușcă. E glumă pentru noi, e expresia lui, are 12. Ciao! Și nu pușcă, dați un rifle. Așa că aplauze pentru Sorin Pârcălab! Nu știu unde să pun asta. Mulțumesc, Vio, pentru tot. Mulțumesc, Vio. Mulțumesc pentru că datorită talentului tău ne-au anulat emisiunea la Comedy Central și mi-ai dat ocazia să îmi petrec mai mult timp cu familia. Beat și plin de regrete. Costel. Hei, ce faci, Costel? E așa simpatic, Costel. Eu nu-mi dau seama cum pot să fută cum așa. Hei, vrei să ne fătim? Un pic. Costel este ceea ce a rămas dintr-un comedian foarte bun, trecut prin copii și nevastă. Una din cele mai cunoscute replici ale lui Costel este Bagă-ți pula, Costeluș! Care mai bine scoate-ți pula, Costeluș! Râde în glumim, dar asta e planul lui, să trăiască din alocații.
Bețiv convins, este convins că este un fel de Iisus. Costel odată a mers pe apă. Un show întreg. Banciu e singur, în sensul că are iubită care nu-l bagă în seamă. Banciu e atât de trist încât odată a fost la doctor și doctor i-a spus: din păcate am vești bune. Banciu e atât de trist încât odată a fost la curve și aia i-a făcut o ciorbă. Banciu face parte din proiectul nostru de la Comics, numit Fă un om de pe stradă se simtă comedian în două ore. Mai e o oră și un pic. La celălalt capăt a celebrității se află Micuțu. Când l-am văzut venind, mi-am băgat telefonul în buzunar. Nu știu cum căcat-o merge reclama aia atât de bine cu Micuțu în care sparge telefoane. Micuțu m-a stricat lucruri și nu a zis nimeni nimic. Spre exemplu, ultimele show-uri, majoritatea reclamelor în care au jucat și două lifturi. 10 scaune, 2, 4 și un dis. Fiecare rol pe care îl face Micuțu joacă atât de plictisit și de scârbit de parcă el avea treabă la frizerie, dar cineva l-a deranjat cu câteva mii de euro. Cristi Popescu, chel cu barbă, o aluniță sub ochiul drept, constituție fostă atletică, așa sunt semnalmentele violatorului de voie bună. Popescu e atât de șters că atunci când stai lângă el pare un efect pus în postproducție. Cristi are o mimică de zici că e propriul lui ventriloc, ca să vorbească își bagă mâna în cur. Sergiu este head writer la show de seara, asta nu înseamnă nimic pentru nimeni. La fel ca Sergiu. Sergiu este ipohondru, nu știu ce înseamnă, dar bănuiesc că e ceva legat de glume proaste. Frâncu, acest etnic al umorului, acest bulibaș al comediei. Frâncu a lucrat și mai lucrează în publicitate, a luat foarte multe premii și după aia l-au prins. Arată ca și cum ar fi vrut mai mult, dar s-a mulțumit cu nimic. Este aici și acest Mick Jagger al comediei. Acest foarte Mick Jagger al comediei. O să mai zic Mick Jagger ca să vă las să vă uitați în telefon, să vedeți cum arăta Mick Jagger tânăr. Și să vedeți dacă cineva după scenă seamănă cu Mick Jagger. Poate Toma. Este atât de cunoscut încât odată cineva m-a rugat să-l chem pe Sergiu la o poză și când l-au văzut pe Sergiu au zis celălalt Sergiu. Toma e singurul om de aici care are câmpul vizual egal cu orizontul. Toma, pentru mine ești ca fratele pe care nu l-am avut niciodată, pentru că mama a decis să nu lasă așa ceva să trăiască. Este și soțul Mariei aici. Sau Mincu, cum îi zice taică-su. Mincu are fruntea lată și păr creț prins în coadă. Când îl vezi, pare un samurai care se întoarce de la o nuntă din Berceni. Toată lumea zice despre Mincu că a folosit-o pe Maria pe post de rampă de lansare. Deși dacă vezi emisiunea lui Mincu de pe Comedy Central, o să înțelegi că Maria e rampă pentru handicapați. Și când zic handicapați, zic pentru că și Banciu se târăște pe ea. Și în sfârșit, omul serii, omul a cărui carte am citit-o pe nerăsuflate în jumătate de oră.
God in a Marian sau God in a Marian, cum îi place să se prezinte. Godină încearcă să fie mai bun decât Iisus, asemănările sunt uimitoare. A venit să strânge rânduiala poliției. Odată Godin a făcut o minune și l-a lăsat pe un șofer a unui BMW parcat pe un loc de handicapat să meargă pe jos o lună. Mulți au spărat picioarele cu lacrimi cerând iertare. Odată l-a prins pe un văr de-a lui care venea de la o nuntă beat și Godin a făcut o minune și a transformat pe bune vinul în apă. Din pix. Pe Marian, acum ajuns acolo, ok. Pe Marian îl vezi lângă copii bolnavi, femei bătrâne și alături de o cauză nobilă. Marian e ca o boală gravă. Chiar dacă pare om, scrie, merge la sală, vorbește, Godină pare un experiment de inteligență artificială eșuat. L-ați auzit pe Godină vorbind? Vorbește de parcă ar trebui să scrie mai des. Vorbește un pic mai bine ca mine. Pentru cei ce cred că Godină e prost, încercați voi să stați în intersecții în soare. Toți ați aflat că Godin a scris două cărți, una pentru copii și una pentru preșcolari. Godin iubește animalele și pentru că iubește animalele cu multă atenție și dragoste, Pablo acum nu scuipă, înghite. Mulțumesc, Marian, și mulțumim că ai venit aici. Și, hei, pentru cauză nobilă. Ce ți-a zis? Ce ți-a spus? Sunt foarte curios. Bun, mergem mai departe, am ajuns la domnul Cosmin Nedelcu. Micuț, stați puțin, așteptați, nu vă bucurați. Sunt convins că este o mare bucurie pentru micuțul să fie în seara asta aici, pentru că are ocazia, nu? Să plătească niște polițe și e o ocazie unică să apară într-un roast color. Cosmin Nedelcu, aplauze pentru... Așa, Viorel Dragu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezentarea minunată până la un punct. Vio sau copilul lui Drupi cu Gufi. Așa e, dacă te uiți așa un pic la el. Vio, la un moment dat, a suferit un accident, a fost călcat de un cocoș, atât de găină e. Când dau show-uri în Europa, colegii lui Vio zboară, dar el nu poate zbura, atât de găină e. E și foarte bătrân, se culcă de vreme odată cu găinile, atât de găină e. Mulțumesc frumos. Mincu, nu e de mirare că miroase a picioare la cât de mult stă sub papucul Mariei. Dacă Maria observă că nu râde la glumele ei, Mincu trebuie să doarmă afară pe preș sau, cum îi spun ei, banciu. Glumele lui Mincu sunt atât de proaste încât singura care le gustă e Maria. Și ea doar le gustă, pentru că, în general, știți că mănâncă toate căcaturile. Banciu. Arată ca ceva ce folosesc la grădina zoologică să convingă urșii să se împerecheze. Așa mic și îndesat cum e, banciu seamănă cu un cârnăcior de bere, ceea ce explică de ce Maria îl ia mereu în deschidere. Deși... Mulțumesc, mă. Nu e nevoie, râdeți doar la ei. Deși i s-a spus că nu va ajunge niciodată actor, el nu s-a lăsat descurajat. Da, oameni buni, Alexandru Banciu e genul de om care dărâmă bariere, care dărâmă ziduri, uși, ferestre, balcoane, fiindcă pentru bani lucrează în construcții.
Nu pot să nu mă întreb ce ar fi fost cu Alexandru Banciu dacă nu ar fi fost stand-up-ul. Probabil chiar în acest moment s-ar fi învelit cu o pătură undeva în Torino, pe o stradă lăturalnică. Toma Alexandru, să-l aplaudăm pe Toma pentru efortul de a fi aici. În ciuda faptului că a trecut de ora sa de culcare. Atunci când au pornit clubul, Sergiu, Sorin și Cristi și-au dorit un loc pe care să-l numească club de casă, mai puțin Toma, care își dorea o casă în copac. Din câte am înțeles, în momentul în care Sergiu, Sorin și Cristi vor să aibă o discuție serioasă, îl roagă pe Toma să-și acopere urechile, că el nu trebuie să... Gluma despre ochi. Am senzația că ochii tăi arată ca doi papuși din aia de la hotel. De... Merge dreptul la stângul, stângul la dreptul, dar... Dar Toma a crescut și ce meserie de om mare putea să-și aleagă? Desenul. Oricum, toți banii din seara asta vor merge pentru a-i lua lui Toma rechizite. Dan Frânculescu, Dane, pare atât de pervers, încât și dacă ai suferit un infart, eu cred că ai cere masaj cardiac cu finalizare. Dan Frânculescu, nu știu dacă ați observat, dar arată ca versiunea porno a șobolanului din Țestoasele Ninja. Frânculescu pare genul de psihopat care atunci când îți fute copilul, îl și învață chestii. Chestii surprinzătoare și pentru Costel, care urmărește din dulap. Sorin e atât de paranoic încât dacă fumează foarte multă iarbă, devine normal. Sorin e un tip calculat, iar asta se vede cel mai bine materialului de stand-up. Pare că atunci când își construiește o glumă, își ia întâi șublerul, ruleta, face măsurători. Chiar dacă pe scenă Sorin are o altă aliură, aia de paznic de la Mega Image, pentru că, nu știu dacă ați observat, dar el spune glumele, dar pare că oricând poate izbucni într-o căutare în genți, așa, să vadă dacă cine a furat ceva. Are iubită de ceva timp și, din câte am înțeles, e un romantic incurabil și a cucerit-o din prima când i-a zis: auzi, fă, te scot în Kaufland la niște mici. Pe lângă copilul nou născut al lui Sorin, mai are și un fiu vitreg. Când a aflat că o să fie tată natural, a vrut inițial avort, dar s-a gândit mai bine și a zis că îl păstrează pentru piese. Sergiu Floroaia s-a apucat de jiu-jitsu, mă bucur că îți place sportul ăsta. Voi nu știți, dar el, după ce este trântit la podea de bărbați masivi care îl prind în diverse prize, Sergiu își ia kimono și se duce fericit la antrenament. Sergiu a creat show-ul Obiecte Ciudate. Primul obiect ciudat creat a fost chiar Toma. Și ca head writer la show de seară, Sergiu are o misiune foarte dificilă, fiindcă scot mereu cei de la Netflix ceva nou și nu are timp să copieze tot. Sergiu a scris un articol despre el în Board Panda. Înainte să publice acel articol, site-ul se numea doar Panda. Nu am văzut niciodată o privire mai perversă decât a lui Sergiu. Ar putea face să roșească chiar și o prostituată bătrână. Eu cred că de Paște soția lui nu vopsește ouă, doar îl pune pe Sergiu să se holbeze la ele. Sergiu e mai slinos decât o bară de striptease într-un club din Balș. Da, mulțumesc frumos. Costel a devenit un tip care mai nou crede în energii, bea în fiecare dimineață rădăcină de pătrunjel, se spală cu ulei de măsline la osul sacral și alte căcaturi din astea. Și așa a descoperit că ceacrele din zona bazinului sunt foarte tocite, de la cât se pupă singur în pulă.
Dar e normal, după ce te duci în modul vegan și descoperi spiritualitatea la modul ăsta exagerat și vădit greșit, cum a făcut el, că încep să îmbrățișezi copaci pentru că n-ai prieteni. Costel e atât de arogant încât la el stand-up-ul se împarte în două perioade. Stand-up ÂC și stand-up DC, adică înainte de Costel și după Costel. Dar are fața asta simpatică, așa. Bă, un om în care n-ai putea să dai sau să asociezi așa cu ceva negativ, e drăgălaș, n-ai, e Costel, știi? De asta, probabil, oamenii când îi futeau iubitele, se uitau la el și ziceau, îmi vine să-i fut una. La sala palatului, Costel a coborât din tavan, fiind susținut de o frânghie, ceea ce e normal, având în vedere că n-are coloană vertebrală. Știu că aveai dubii uitându-te zilnic la copiii tăi, întărindu-se în tine senzația că nu-ți seamănă deloc. Așa că ți-ai făcut vasectomie ca să fii sigur că următorii nu s-ai tăi. Ai vrut să o tragi și pe Irina în treaba asta, dar la cât de prost ești, ai crezut că e suficient să mergi la ea să zici vasectomie, vasectoție. Aplauze pentru Marian. Vă rog frumos. Dacă aplaudați că am ajuns până aici sau chiar l-ați aplaudat. Versiunea fit a lui Shrek. Cu toate că a fost agent de circulație, el a avut permisul suspendat, dar i-a spus soției să nu-și facă griji, fiindcă știe cum să recupereze, că trebuie să se urce pe o scară și să-l ia de acolo de unde e suspendat. Mariana a fost prins circulând cu 113 km pe oră în localitate, când polițistul i-a cernut carnetul, a zis că îl dă, dar cu o singură condiție, să nu îl arate mamei lui, pentru că are doar 3 și 4. De fiecare dată când împrejurarea îl obligă să rețină permisul cuiva, Marian se duce repede la secție și joacă colegii să-l asculte din permis ca să fie sigur că l-a reținut bine. Așa. Dar ce ar fi fost Marian Godină, dacă nu ar fi existat poliția română? Glumesc că nicio variantă n-ai fi putut fi scriitor. Mariană, sper să rămâi așa cum ești, iubitor de animale și dreptate. Te apreciez și felicitări că ai demonstrat încă o dată ce coaie mari și demne ai. Mulțumim frumos. Mulțumesc băieților pentru invitație. Seară bună. Nu? Mersi ție, fată. Bun, eu zic că e ora 11, putem închide aici. Că mai e, ce mai e, Banciu și Costel, putem sărim peste Banciu. N-ar rost să ne mai batem capul. Sincer, chiar, nu? Da? Hai! Banciu e... Știți cum se simte Banciu acum? A fost vreodată la o petrecere și cum ai intrat acolo, ai simțit, bă, eu n-am ce căuta aici. Dar trebuie să mai stai, că erai cu un prieten și hai că mai stau și începi să bei și pe aia faci dansul ăla ciudat în mijlocul petrecerii și toată lumea se uită la tine. Nu trebuia să vină. Dar cine știe? Așa că aplauze pentru Banciu! Here, here! După aia ești tu! Da, mulțumesc, Vio. Bună seara. Salut.
Viu e atât de bătrân că are erecție doar de revelion dacă se sperie de petarde. Soția lui Viu e din Vaslui și să te combini cu o femeie din Vaslui e ca și cum ți-ai cumpăra o mașină care a fost taxiu. Micuțu a fost înaintea mea în seara asta. E ok că am fost și eu înaintea lui în alte seri. A slăbit atât de mult că acum își vede burta de gușă. Și na, după cum ați aflat deja, fosta mea prietenă este acum cu Micuțu și mă bucur foarte mult că sunt aici în seara asta și am ocazia să-mi bat pula și de el. Nu puteam să nu fac o glumă despre asta. Nu, ar fi fost ciudat să ignor elefantul din cameră. Dan Frânculescu sau visul uscat al oricărei femei? El e motivul pentru care se pune clor în piscină. Deci Frânculescu e atât de bătrân că la el aplicația de îmbătrânire doar îi pune vată în nas. Sorin, sau cum îi mai zic prietenii, Dorel, unul dintre cei mai buni instalatori din stand-up-ul românesc. Sorin nu se bâlbâie, Sorin ezită să arate că e prost. Sorin și-a cumpărat o mașină, ca orice provincial germană, cu cutia automată, iar acum are o mână mai odihnită să prășească. E greu să ajungi undeva în meseria asta, trebuie să faci compromisuri, trebuie să pupi în cur, vezi Dan Frânculescu. Sunt și cazuri fericite, în schimb, Mincu a trebuit să pupe doar în pizdă. Eu a trebuit să pup și în cur și în pizdă. Marian povestește tot ce se întâmplă în viața ei și pot să spun că în materie de sex, Sergiu e top. Nici Sorin mi-a zis că nu-i rău. Deci, cu Tom a zis că e ciudat că după sex trebuie legănat să doarmă. Da? Acum, Ana, nu e corect să mă folosesc de Maria ca să dau un Mincu, dar e o vacă de mulți. Costel arată ca genul de bărbat care te rupe în două când te masturbează. L-am întrebat în spate pe Costel de ce și-a făcut vasectomie și mi-a zis, citez, la mine prezervativele n-au funcționat. Luam și câte două odată și nu-și făceau efectul. Toma, Toma, prima oară când s-a dus la curve, a cerut țâță. Toma, după ce face sex oral, își dă bavețica jos. Și zice să rămână pentru masă. Sergiu Floroaia, sau cum e știut prin grădinițe, Sergiu de Floroaia. Deci nu știu de unde au pornit toate glumele astea despre Sergiu, dar de la copii sigur nu, că e greu să glumești printre lacrimi. Am intrat pe pagina de Wikipedia a lui Sergiu și în afară de faptul că era scrisă la persoana întâi,
Era acolo o categorie International Career. Nu știam că dacă prestezi pe live Jasmine se pune la International Career. Cristi Popescu. Cristi nu e, pot zic că e chelios, e versatil sexual. Barba la Cristi e ca opritorul la ușă, să n-alunece tot în pizdă. Marian Godină. Cartea lui Marian se găsește în două versiuni, normală și în trei straturi. Dar nu mai șterge totuși la fund cu cartea lui, nu din principiu, dar nu poți să ștergi căcat cu căcat. Și-a luat-o alpaca, pune poze de la sală pe net, e clar înnebunit după atenție, cred că o să fie singurul mascat care o să se ducă la intervenție fără cagulă. Deci Marian face în libertate ce se face în mod normal în pușcărie. Scrie cărți, trage de fiare, se fute în cur în duș. Să știu doar eu. Arăs foarte bine. Nu. Dar chiar arăs foarte bine, atletic. Adică nu cred că sunt în măsură acum să-ți dau sfaturi despre fitness, dar am o singură mențiune. Bara nu se împinge cu fața. Da, na, mulțumim. Mulțumim că ai acceptat să faci chestia asta și sper că știi că banii strânși se vor duce spre o cauză nobilă. Reconstrucția anală a lui Pablo de Alpaca. Mulțumesc! Wow! Iată-ne! Ajuns și la ultimul om. De fapt, nu, că Marian este ultimul om, ultimul comedian din seara asta. Nu o să zic nimic, o să zic doar, ca de obicei, am fost Vio, urmează Costel. Aplauze pentru el! Shit! A fost Viorel Dragu, aplauze pentru el, oameni buni, este Viorel Dragu. Comix Aternatus, specie din familia Comediantus, trăiește pe lângă comedian, se hrănește cu glume, râde zgomotos. Când râde are tendința de a lovi, pentru că ce nu înțelege bate. Dorește să se împerecheze des. E și echipa ceva show de seară mărunt în seara asta aici. Ia uitați-vă la ei. Liga glumeților bun la toate, sau mai pe scurt, LGBT. Dan Frunculescu. Doamne. Dan Frunculescu arată exact ca în vorba aia. Blue jam, geacă de piele în cumpăr, o leacă de bătaie știu, hai la capitală. Nu neapărat în seara asta că e cald. La ce voce are, te aștept să aibă fața blurată, așa. Știi care vocea groasă, știm. Așa. Eu o să fiu foarte scurt în seara asta, o să fiu foarte rapid, dar nu știu de unde a venit ideea asta că îmi dau drumul repede pe bune, serios, chiar nu e chiar așa. E un pic așa, e un pic așa, adică eu nici nu zic că mi-am dat drumul, asta presupune un pic de control. Eu zic s-a dat drumul, adică, dar mă rog, ați luat din acașa sau se pare? Ați luat din acașa, că eu n-am zis la nimeni, în fine. Tom Alexandru e la scurt dintr-una scurtă. În curând o să fie ăla lat dintr-una scurtă. Și cam o dată pe lună e ăla lat dintr-una lată. S-a îngrășat atât de tare că nu mai intră în deschidere. El și Sergiu sunt de nedespărțit și ăsta e motivul pentru care lumea chiar crede că Sergiu e pedofil. Ia ascultați. Zici care e Sergiu, spectacol. Aplauze.
Adică glumele lui Sergiu sunt bune, nu zic nu, dar nu cum le spune el. Adică, practic, glumele nu vor să fie rostite de el. Când are show, stau panicate, așa, toate glumele, când are show, Sergiu, aoleu, sper că nu mă dă pe mine în seara asta, aoleu. Hai, du-te tu, du-te tu, du-te tu, te rog eu frumos, du-te tu, eu am fost aseară. E o glumă mai nouă și proastă care stă acolo, nu, că eu sunt nouă, pe mine mă bagă acum. Sorin Pârcălab, inginerul stand-up-ului românesc, cel care a făcut posibilă sonorizarea în această cel care a făcut posibile luminile, cel care a proiectat ceasul, care a cărat cabluri, s-a murdărit pe mâine, a băut și o cafea. Sorin arată de parcă ar merge mereu într-un tico în picioare. Și vorbește de parcă încerci să pornești Dacia lui bunic, tu aia veche, nu ia de la prima care. Ați observat? Toată lumea stă așa și se uită la el, iar vrea să vorbească și e frig afară. Trebuie să mergem ceilalți comedianți și să-l împingem de la spate vreo câțiva metri și după ce pornește, lăsați-l să vorbească până se oprește. Asta este... De asta și vorbește apăsat, că turează... Și n-am mai scris, că am zis, turează și îmi vine mie. Dar nu mi-a venit nimic. Prenume Banciu e și el cu noi aici. E drăgălaș, e scump, e pufos, e adorabil, ca un ursuleț de pluș. Un ursuleț de pluș al unei fetițe care l-a iubit, s-a jucat cu el, l-a ținut în brațe. Și apoi l-a bajocorit, distrus și abandonat la gunoi pentru că a dat peste alt ursuleț mai mare, mai pufos și mai tatuat. Dar s-a făcut deja. Micuțu, unde ești că nu te văd? Probabil te simți un pic ciudat în seara asta aici, pe scenă, cu toți foștii tăi prieteni. Ai așa un sentiment de trădare, uite, toți care m-au futut și nu m-au plătit. Bun, și Marian Godină, scriitor sub acoperire, a scris două cărți și noroc că e alb, că altfel erau cărți de colorat. Are o alpaca și vecinii lui chiar se plâng că aud seara alpaca strigând: nu vreau bani, nu vreau valută, vreau Godină să mă fută. Mi se pare foarte drăguț din partea ta că ai acceptat această treabă, mi se pare foarte drăguț din partea ta că ai fost la SIAS, sau cum se zice, SIAS, și că lucrezi în cazuri dintre astea foarte grave cu, nu știu, habar n-am, nu mă pricep, n-am idee, cu traficanți de droguri, interlopi, mergeți peste ei acasă, mai ales când dorm, mi se pare o metodă foarte bună a poliției să intri peste interlopi când dorm, pentru că atunci când dormi nu ești conștient de nimic, ești în altă lume, ești în zona astrală. Nu vreau să intru prea mult în discuțiile astea, dar o să discutăm după Godină, mai avem un seminar despre lumea astrală și îngeri. Mă rog, în fine, dar ideea este că de-aia poliția intră peste interlop când dorm, pentru că ei sunt în altă lume atunci și îi ia prin surprindere. Stai, poliția! Și ei se trezesc. Da, dar vezi că-s drogurile sub pat, vezi că-s târfele. Că nu sunt... Nu a mers această glumă deloc. și vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult că, nu știu, sunt destul de... Mă așteptam alea cu Micuțul să iasă mai bune. N-au ieșit și acum trebuie să-mi cer scuze și pentru asta, mă, că mi-aș plăcut. Dar îți mulțumesc, Marian Godină, că ai făcut posibilă împăcarea mea cu Micuțul și hai să-l primim încă o dată pe omul care o să-l... Hai că-l prezint eu pe Marian Godină ca să nu fie
și mai penibil. Marian, ai dreptul la replică, ai dreptul la cuvânt. Știu că ți-e greu, știu că... Oricum, abia aștepți ca să ne lovești, să dai în noi ca al poliția română și... și te așteptăm să ne distrugi. Mersi. A trebuit să stau 2 ore cu ăstea la urechi să-mi dau seama că nu-mi folosesc la nimic. Vreau să zic că m-am mai acomodat. Mi-am mai trecut din emoții, mai ales că am văzut că soția mea a plecat din sală după numărul lui Frânculescu. Cred că s-a dus să ducă prosoapele înapoi. Am adoptat în ședința de astăzi o serie de măsuri care să aducă plus valoare. Nu era mea asta. Sergiu. Sergiu s-a apucat de jiu-jitsu pentru că e un sport care presupune depășirea limitelor, echilibru și pentru că există un singur vestiar pentru adulți și copii. Sergiu a apărut în reclame la chipsuri, crescând astfel vânzările la popcorn. Costel e atât de amabil încât i-a oferit lui Teo ocazia să vadă cum i-ar arăta copiii. Toma. La Toma, cel mai deranjant lucru dintre ochi e restul feței. Toma pare că are cur, dar de fapt îi stau blugii așa de la Pampers. Și gluma cu ochii. Crescut de bunicii bolnavi la pat, de-aia nici n-a crescut în înălțime, a rămas la nivelul lor, iar ochii i s-au depărtat pentru că bunicii aveau paturile în colțuri opuse ale camerei. Viorel Dragu, sau reclama de 20 de minute pe care nu o vrea nimeni înainte să înceapă Costel. Popescu. Dacă l-aș opri și mi-ar prezenta permisul de conducere, aș putea crede că la fotografie are un dick pic. Glumele lui Popescu sunt exact ca viața lui sexuală, scurte și la final anunță că mai urmează cineva după el. Mincu e asociat de multe ori cu expresia râs ca prostul, dar fără legătură cu emisiunea. Sorin, care chiar a montat ăstea, l-am văzut eu azi, a fost declarat cetățean de onoare al orașului natal, Marghita, de către celălalt cetățean din Marghita. Sorin, cum e pe scenă, așa e și în pat. Țipă mult, se bâlbâie și la final zice: "Man, hai să explic diferența dintre volți și amperi." Sorin e cel mai bun comediant din Marghita, la fel cum și doctorul din Marghita e cel mai bun doctor de acolo. Micuțu. Conduce un BMW X5, BMW pentru că e cocalar, și X5 ca să știe ea de la McDrive de câte ori să multiplice meniul. Banciu este omul cu glume atât de ieftine că zici că le cumpără din banii lui.
Banciu pare genul de om care poate face un platou de 10 persoane numai din firimiturile din buric. Dan Frânculescu. Mă uit la Frânculescu și pot să descriu relația dintre părinții lui ca pe un accident cu victime. Dan arată ca și cum îi se scoală de fiecare dată când intră într-un beci. Și după cum ați văzut, nu știu cât de bine mă pricep eu, pentru că nu sunt comediant, am încercat și postura asta, mai ales evenimentul este unul caritabil. Eu, de fapt, sunt polițist, lucrez la Serviciul pentru Acțiuni Speciale și dacă mai aveți răbdare, v-aș spune exact cu ce mă ocup, ca să nu vă faceți o părere chiar de proastă despre mine, că nu m-am descurcat ca și comediant. Și o să vă povestesc o acțiune la care am fost acum de curând, cea mai recentă, ca să vă faceți o idee. Bun, deci avem un apartament la etajul 5 al unui bloc. În apartament, doi traficanți, ambii cu mandate. La ora 5 dimineața ne strângem la bază și începem echiparea. Bocanci tactici, pantaloni, veston, vest antiglonț, armă secundară pe picior, armă principală, mască de gaze, baston telescopic, cască, ochelari, cătușe, spray. Cam 50 de kg de echipament, cu tot cu mine, 150. La ora 5:30 plecăm, la 6:10 ajungem în fața blocului. La 6:05 coborâm din dubă, intrăm în scara blocului, urcăm 4 mascați cu liftul, care duce maxim 600 de kg. La 6 fix, suntem în fața ușii cu berbecul pregătit. Un coleg bate întâi în ușă, cum așa e procedura. În momentul ăla, unul dintre suspecți vine la ușă, se uită pe vizor, se întoarce speriat la celălalt și îi spune că e garda. Se ascunde frică sub pat. Un coleg somează să deschidă că e poliția. Desigur că nu deschide, un alt coleg sparge ușa cu berbecul, se intră în imobil. După configurația apartamentului, se ia decizia să intrăm în cârlig. În cârlig ce înseamnă? În cârlig, adică primii doi mascați intră simultan pe ușă, unul în stânga, unul în dreapta. Se deschide exact ca un cârlig. Prima cameră în care intră, goală. O masă, două scaune, o scrumieră plină de chiștoace și o cutie cu două felii de pizza roite de muște. Se intră în camera următoare, iar la ridicarea patului sunt găsiți suspecții, care sunt încătușați, imobilizați, iar în urma percheziției sunt găsite în imobil 4 pachete de cocaină. Cam asta a fost acțiunea și cam astea au fost... N-a fost o glumă, am vrut să țin să vă spun cam cu ce mă ocup. Mulțumesc! Te ridica repede. Te ridica ce... Ce ți-ai zis tu? Ăsta e prost, ce avem să ne zică asta? Stai așa, că nu-i tot. Cred că și voi ați zis la fel. Ce-a vrut ăsta să zică cu asta? Să-l... Nu. Acum, dacă voi m-ați spus pe mine să fiu comediant, o să vă pun și pe, eu pe voi să fiți mascați, da? Deci, facem la fel, da? Numai că am nevoie să... Va trebui să apelăm un pic la imaginație și insist cu asta, nu de alta, dar voi sunteți dintre cei care... Netul e plin de glume cu, și bancuri cu polițiști. Cu toate astea, voi ați ținut să dați bani ca să vedeți așa ceva. Bun, unde am rămas? E la fel, da? Un apartament la etajul 5 al unui bloc, doi traficanți de droguri, ambii cu mandate. Ora 5 dimineața începe echiparea cu bocanci, pantaloni, veston, vest antiglonț, cătușe, spray, armă secundară, armă principală, mască de gaze, ochelari, cătușe, spray... Cam 50 de kg de echipament, cu micuțul 300. Micuțule, tu o să urci pe scări. Cristi Popescu nu își găsește cagula, dar până la urmă pleacă fără, realizând că pe el oricum nu-l recunoaște nici drag. Ora 5:30, se pleacă spre locație, la 6:10 se ajunge în fața blocului, la 6:05 coboară din dubă și la 6 fix sunt în fața ușii. La 6:10 încă l-așteaptă pe micuț. Haideți să fim un pic mai indulgenți, să fiu băiat fain, schimbăm un pic speța, ca să nu trebuiască să ne-l imaginăm pe micuțul cu bastonul telescopic în sus pe la etajul 2, să zicem că de data asta apartamentul e la etajul 1. Bun, sunt toți acum în fața ușii, mai țineți minte cu cârligul, cum s-a intrat, dată fiind conformația lui micuțul, se ia decizia să nu se intre în cârlig.
ci să se intre în șir indian. Toma bate la ușă, conform procedurii. Unul dintre suspecți vine la ușă, se uită pe vizor, se întoarce la celălalt și zice: bă, cred că ni s-a părut, nu-i nimeni. Deci, pentru ei asta chiar e o surpriză. A adus vorba un pic Costel, ca și când o să pară că știa, dar vă asigur că nu știa despre asta. Dar uite, dacă tot ai adus tu vorba de masca și cum intră peste oameni dormind, o să-ți dau ție ocazia ca după ce a bătut la ușă Toma și nu s-a deschis, se face somația legală și ar vrea să o faci tu. Aia cu deschide poliția, cu o voce groasă, masculină, plină de testosteron. Fără microfon, că se aude. Unul dintre suspecții zice celuilalt: du-te, bă, vezi ce se aude, și-o fi prins vreunul cu aia în balustradă. Până la urmă, se prind că e garda și ascund sub pat. Fiind prima lor misiune, de emoții a uitat berbecul. Sorin se uită spre Toma, vede că are casca antiglonț și îi vine o idee. Îl ia de o mână și de un picior și dă cu el de ușă. Deși e mai ușor cu 10 kg decât un berbec clasic, pentru că cel mai deștept cedează, ușa se deschide din primă. Prima cameră e goală. O masă, două scaune, o scrumieră plină de chiștoace și o cutie cu două felii de pizza roite de muște. Se intră în camera următoare, nimic. Desmeticindu-se după lovitura la cap, între timp intră în cameră Toma și dă nas în nas cu infractorii ascunși sub pat. Cu chiu, cu vai, cu țipete, păruieli și zgârieturi, suspecții sunt într-un final încătușați. În urma percheziției nu se găsește nimic. Pentru că erau indicii clare că la locație se află droguri, procurorul ia decizia ca mascații să fie controlați. Astfel, în buzunarul din stânga al pantalonilor lui Frânculescu, se găsește un pachet de cocaină. În masca de gaze a lui Toma e găsit un pachet. În buzunarul din dreapta al pantalonilor lui Costel e găsit un pachet de cocaină. La Sorin Pârcălab, în buzunarul de la vestă, e găsit un pachet de cocaină. În buzunarul de la spatele pantalonilor lui Micuțu sunt găsite roite de muște. Două felii de pizza. Cam asta a fost, vă mulțumesc mult! Brusc, suntem mulți, parcă-l vânăm pe cinci.